În prima zi a anului, înalt preasfințitul părinte Ioan, mitropolitul Banatului, a oficiat Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană din Timișoara. Apoi, ierarhul a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură despre semnificațiile duhovnicești ale praznicului tăierii împrejur a Mântuitorului. Actul acesta a tăierii împrejur și a punerii numelui va fi o temelie foarte importantă pentru Sfinții Părinți atunci când în epoca primară și mai ales în primele secole ale creștinismului au apărut foarte multe erezii. Actul tăierii împrejur, semnul legământului Vechiului Testament, arată că Mântuitorul s-a întrupat cu adevărat. Deci este unul din temeliile și din actele care ne arată cu adevărat că Hristos s-a întrupat. Chiriarhul a mai precizat că această zi este una de bilanț, iar Sfântul Ierarh Vasile cel Mare reprezintă un model demn de urmat pentru toți oamenii.